Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere al frontierei Siret au descoperit ascunse în bancheta din spatea unui microbuz 524 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană în valoare de aproximativ 800 de lei. Acestea au fost depistate în cursul zilei de vineri în jurul orei 12:15 minute, pe sensul de intrare în România. Astfel s-a prezentat la punctul de trecere al frontierei Siret un bărbat cu dublă cetățenie română-ucraineană la volanul unui microbuz înmatriculat în Ucraina. În baza analizei de risc, polițiștii de frontieră împreună cu lucrătorii vamali au efectuat un control amănunțit asupra autovehiculului, persoanei și bagajelor. Astfel a fost descoperită ascunsă în vederea sustragerii de la controlul vamal în bancheta din spatea microbuzului cantitatea de 524 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană. Întreaga cantitate de țigări în valoare totală de 786 de lei a fost ridicată în vederea confiscării, iar bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.000 de lei.